A venit ziua cea mare! Ești încântat? Bebe, ești încântat? Nici măcar bebele nu mai poate să mai aștepte atâta. Ia uitați nucilor de cocos ce are Felix aici. Avem un bilețel pe care îl ținem sigilat. Ăsta cred că e de 2 luni. Da. Pentru că cel de 3 luni deja l-am dat la fetele care vor organiza parte de decor. O să facem foarte frumos sus. Și cum să fim siguri, trebuie să-l desfac și eu ca să văd, să nu cumva alea să... Da, să nu cumva să fi greșit, deci vă verificăm să vedem dacă ați făcut bine. Ideea este că toată lumea ne-a lăudat, nu știu cine mai putea să aștepte. Au trecut 3 luni și câteva zile încât am stat pur și simplu. Da. Nu știu cine mai putea să aștepte, având în vedere că este primul copil. Dar noi suntem foarte puroși că astăzi aflăm ce o să fie bebelul. Da, fetiță sau băiețel, nucilor de cocos. Oricum noi avem nume pentru amândoi, noi suntem pregătiți, n-ai treabă. Da, pentru fetiță avem din 2011 și pentru băiețel din 2020. No. Pentru că a fost mai greu de găsit. Da, ce drept, da. Da. Chestia este că noi suntem pregătiți, suntem super bucuroși și încântați, nucilor de cocos, și vă mulțumim și pentru toată susținerea voastră că ați fost alături de noi și ați avut răbdare până acum. Ca să aflăm. Și nu uitați, dacă sunteți pe afară și pe geam și s-ar putea să auziți că eu o să zbier până o să aflu. Da, deci asta e ziua cea mare. Yeah! Deci ești foarte, foarte bucuros. Abia aștept. Mamă, ce chiot sunt! Wow! Hai, ce frumoase culorile! Să ne lăsăm așa. Ciao. Ia uitați-vă câte baloane, fraților. Mamă, eu zic așa să rămâne de vorul tot. Eu așa zic și uitați ce vedeți, ce vedeți. Ia uitați-vă. Și asta nu-i tot. Mai urmează. Ideea este că bebelușul ăsta încă nu s-a născut, dar noi îl iubim foarte, foarte mult și el știe asta. Eu știu că simte. Știi că de fiecare dată când îi ziceam, mai dădea cât un picioruș și o mânuță. Dar tu știi că acum dădea din piciorușe când i-am arătat toate baloanele astea? Îi place, îi place. Este pentru el sau pentru ea? Îi place. Oh. Și acum le lăsăm pe fete să lucreze. Nu am voie să merg să vadă ce fac decât atunci când ne spune dacă mai am nevoie de ceva. Ca să fie surpriză. Vreau să vă zic că miroase în salon la baloane. Știi, au miros așa de baloane, nu știu, fain, îmi place. Nucilor de cocos, noi acum suntem la cofetăria Codrina, împreună cu Felix, care a condus foarte frumos, și cu bebele. Și urmează să luăm tortul minunat și niște brioșe foarte faine și mai vedem acolo, pregătite de Ibi, mama unei nuci de cocos pe nume Yunis, care e foarte drăguță și și-a dat tot interesul ca să ne facă să fie foarte frumos și abia aștept. Felix, ești foarte curios? Dar nu mai pot, vreau să știu ce o să fie bebele, cred că toată lumea vrea să știe. Da, deci vedem, e un tort așa foarte drăguț și acum o să-l vedeți și voi cu noi, hai! Doamne, ce cute e tortul ăsta! Ce frumos e! Băi, ăla e cu Coco Bebe și uitați aici ce brioșe, super cute! Astea sunt mini brioșe! Astea e cu îmbrăcăminte de bebe! Oh, câte mai sunt! Aici este Ibi, cea care ne-a făcut toate bunătățile astea. Ați văzut ce frumoase sunt și ce pricepută-i! O să mai apelăm la ea, că e tare simpatică și își dă tot interesul. Interes, vreau să o îmbrățișez pentru că chiar apreciez. Mulțumesc mult. Vreau să cunoaștem și ne e drag de ea. Eu scumpă, își dă foarte mult interesul. O salutăm și pe Yunis. Și Vă pupa. Mai pupăm pe ea și urmează să ne simțim bine. Și să vină o comoară frumoasă și sănătoasă, frumos, ce-o fie să fie. Tu ai deja și fetiță și băiețel. Da. Cel mai minunat lucru. Da. Vedem și noi curând, abia aștept. Aici merge treaba super bine. Punem boy or girl, cam așa o să fie la mijloc, nu, fetelor? Da, da. Ia uitați ce șmecherie. Încă nu-i gata, fetele muncesc aici. De câte ore? De vreo 2 ore, nu? Cel puțin. Cam așa, 2 ore, acasă. Cel puțin. Și 6 acasă. Mai avem pe cineva aici în spate. Stai, 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 stai. Ciao, ciao. Unde ești? Că eu nu te văd. După material. Ah! Cineva e acolo. Ce drăguț cu Coco Bebe! Coco Bebe, te iau emoțiile? Super!
în sfârșit e gata totul. Este 4:30, mai avem câteva pregătiri de pus la punct, dar voiam să vă arăt cât de frumos au făcut fetele de la Happy Balloons Timișoara, pe care le puteți găsi și pe Instagram, și arată senzațional. Faptul că am pregătit de vreo 3 luni, cred, aici două rochițe care sunt la fel, doar că una este pe bleu, iar cealaltă este pe roz. Sunt identice. Ideea mea a fost să mă îmbrac în ceea ce eu și Felix credem că va fi. Și dacă nu este așa, mă voi schimba în cealaltă. Deci, oricum ar fi, sunt pregătită, vedeți? Și pe stânga și pe dreapta l-am luat de pe ASOS și am dat doar $19. Vă dați seama? Am mers așa, adică nici nu știam dacă o să le port, dar vin super bine pe mine și dacă am mai fi amânat cu încă vreo săptămână, nu cred că m-am mai fi încăput, deoarece acum sunt la limită. Mi-erau puțin mari atunci când le-am primit, dar acum sunt perfecte. Cu ce credeți că o să mă îmbrac? Uitați în ce ne-am îmbrăcat noi. Mamă, dar ce bine arătăm. Deci, noi credem că o să fie băiețel și acum o să vină rudele noastre pe rând, să vedem cu ce o să fie îmbrăcate. Da, că le-am zis și lor să se îmbrace în funcție de ce cred. Felix este așa, cu pantaloni albaștri și colorat. Pentru că orice ar fi, o să fie fericit. Eu arăt bine? Super bine. Arăt bine? Haideți, oameni buni, să vină și restul invitaților. Vai, nu mă vedem. Ați îmbrăcat în roz! M-am îmbrăcat în roz! Mama lui Felix crede că o să fie fetiță, se pare. Vai, ce fain! Ești îmbrăcată în albastru! Fata, stai puțin să ne vedem. Ce părere ai? Ce crezi că o să fie, băiat sau fată? Păi după cum s-a îmbrăcat, băiat. Băiat. Haide, bunica! Ia uite bunica în roz! Haide, bunica! Să înțelegi că o să înțeleg că din perspectiva bunicii o să fie bunica fetiță. Bunica crede că o să fie fetiță, se pare. Hai să vedem. Hei, mă, așa, așa, nu te descălța. Hai. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Cum ai? Sunteți nemaipomeniți. Deci este un leu? Da, pentru că va fi zodia leu. Hai, echipa albastru, se pare. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Ciao. Să înțeleg, credeți că o să fie băiețel? Păi, n-am ales și o culoare, am optat pentru. Wow. Familia noastră este acolo. Noi suntem aici, aici și în această cutie noi o să aflăm dacă este fată sau băiat. Deci stai să vedem, avem doi care cred că o să fie băiețel. Da. Doi fetiță. Mama știu că crede că o să fie băiețel. Da. Noi credem la fel că o să fie băiețel. 5. Deci cât e echipa? 5? 5 la 2. 5 la 2, da? Hai să vedem. Hai să vedem, suntem pregătiți? Prin prima dată trebuie să tragi de asta. Da. Ok, avem emoții. Oh my god. Și acum de asta, da? Da, Și acum. Suntem gata? 3. Nu ce l-am făcut, sunteți gata? Scrieți în comentul care este părerea voastră. 3, 2, 1. Dar plânge. De emoții, că nu, acum realizează. Eu eram pregătită să fie băiețel. Dar noi numele la fetiță l-avem din 2011. Oh my God, din 2011 avem numele la fetiță. Mama, da, da. Îmi place. Au început să-și schimbe opinia. Foarte frumos. Foarte frumos. Stai puțin, că ai stare de șoc. Ah, da. Nu pot să cred.
Să ai o fetiță. Nu m-am adaptat. Eu s-au adaptat. Eu s-au adaptat. M-am întors, gata. Deci cine a zis că o să fie fetiță are dreptate. Primul nostru copil o să fie fetiță. Dar nu ne oprim, vrem mai mulți copii. Ia uite ce dreptate a avut mama mea. Mama, mai vedem tot la o dreptate. Ține minte. Deci mă schimb. Felicitări. Mulțumim. Deci a fost o surpriză deosebită. Numai doi au știut, adică au intuit că ar fi fetiță. Au răsunat scorul de la 5 la 2 și să vă bucurați de fetiță, să fiți fericiți. Și ce să vă spun, în situații din astea cuvinte în Brașov. Eu sunt în stare de șoc. Are cineva să îmi dea un tricou roz? Da, tu ai roz aici. Eu am așa puțin ca să mă strâng. Eu m-am adaptat imediat, am luat repede unul și am zis că poate nu observă lumea. E fetiță. Mă bucur, deci numere din 2011 l-avem. Da, tocmai astea spuneam. Deci doamna și mama au intuit și chiar în minoritate au stat așa și au zis, uite că au ieșit câștigătoare. Ce să mai e mare lucru după lui. A trebăluit cu acușorul. Stai să vedem așa aici. Ia uitați, am primit un cadou. Coco Mama. Vai ce frumos. Dai, se explică tot ce se e. Vede? Coco Mama. Aveți și pentru Coco Tată? No, păi. Coco Tată, ia uite. Vai de mine, super. Asta, știi când se ține bebelul aici? Ah, nu știu. Vai, da ce? Perez ne-a luat prin surprindere. Cristina? O, și aici. Nu știu, că zicea lumea că după burtă e băiat. Eu acum eram... Coco bebe! Îți pregăti cu orice. Da, deci ne opreau oamenii pe stradă și spuneau, a, o să aveți băiețel după... Cocoleu! Vezi? Ia uite, ia uite ce... Ce-a brodat mama în... În lungile serii. Ce frumos, e super, mulțumim. Cum ai zis tu, dacă era băiețel, eram pregătite, dacă e fetiță, nu suntem cu reacția. Nu mă așteptam. Doamne, mă duc să mă schimb. Deci mama a zis că noi suntem pregătite cu reacția dacă o să fie băiețel, dar dacă e fetiță, ne ia prin surprindere, nu știu, o să plângem și mai tare. În afară de cei doi piloni care au răsturnat scorul. Ia uite, să pleci de la 2 la 5 și să câștigi meciul, e ceva fabulos. It's a girl. Fabulos este. Eu mai aici un bilețel de rezervă, în caz de ăștia n-au greșit. Ia să vedem, a scris bine? F. Fetiță. Deci din 2011 am găsit numele la fetiță. Da, și la băiat am găsit abia de anul trecut. Deci următorul o să fie băiat și acum e fetiță. Ce bine. Vezi dacă ne-am găsit nume din 2011? Vă arăt aici fața de masă care vine în două culori, una roz și una albastru și este primită de la mama unei nuși de cocos împreună cu ea, pe care o cheamă Adelina, Liza și Bibi și mulțumim foarte mult, ia uitați ce faine. Iar acum avem tortul! Wow, Coco Bebe! Aici avem Coco Bebele, care, ia uitați, chiar scrie Coco Bebe aici jos, vedeți? Și avem Suzeta roz, dar are gene de fetiță. Acum realizez. Și un Pampers albastru, Coco Bebe. Ne servești, Felix? Poate. Thank you.
vedeți, îmi stă bine în roz. Felix, tu ai fost mai pregătit decât mine. Tu ai fost pregătit și cu albastru și cu roz. Eu am ales două culori, ca să fiu sigur. Să știți că în Nuțul de Cocos eu v-am citit comentariile și am văzut că cred că 70% dintre voi, Felix, așa ca să arăt. Dar nu arăt eu cu fruntea bine, trebuie să arăt eu bine. Acum arăt bine? Da. 70% dintre voi v-ați dorit fetița, așa că cine și-a dorit fetița? Oh my god, o să fie o păpușă. Care sunt timpul când vedea fetițe pe stradă, spunea, uite ce la, la bebe, așa, da, pentru că, nu știu, la fetițe, da. Sunt așa, fetițe. Voi vă dați seama cât de multe rochițe există pentru fetițe? O să urmeze Felix video în care cumpărăm hâinuțe. Asta mă bucură, dar unde le pune? Că parcă mai se golește din dulapul meu. Eu deja am început să golesc din sertare, ne pregătim. Ia zi, din sertarele cui? Dar urmează și ale mele să le golesc. Da, deci toate sertarele din dormitorul nostru plus încă un dulap o să fie pentru fetița noastră. Suntem foarte fericiți. Nu ne vine să credem. La următorul copil nu mai așteptăm atâta până să facem baby gender. O să-l facem din prima lună. Lungă a fost așteptarea. Din prima zi. Bun, asta a fost video-ul Nucilor de Cocos. O să urmeze mai multe video-uri despre bebei. O să cumpărăm și hăinuțe și alte chestii. Felix o să fie tătic de fetiță și o să fie o mică de fetiță. Știți ce? Noi deja vreau să vă zic că, cred că v-am zis astăzi, nu? Avem numele de fetiță ales din 2011, dar vreau să ziceți și voi acolo idei de nume. Da, și nu numele voastre. Nu numele voastre. Nume care ați... Nume. Și neapărat să strângem cât mai multe cocolaicuri la videoul acesta. Ziceți-ne în comentarii, da. Pentru bebelul nostru, pentru fetița pentru noastră. Bebe. Și, să știți că, contrar miturilor, n-am avut poftă de dulce. Da. Da, am avut numai poftă de sărat, gen. Da. Ziceți în comentarii ce fel de video să mai facem legați de bebei. Apăsați butonul de cocolaic. Iar ne vedem data viitoare. Pupici de la Coco Bebe. Coco fetiță. Pa!